sunt, nu, normal, cafele multe, țigări multe, mâncare de toate felurile, dulciuri, nu, nu sunt genul sportiv nici de cum, dar nici genul total sedentar. Cu vreo 2 luni de zile, încep să mă doară în piept, în timp ce mergeam pe bandă și în dimineața respectivă am început să mă doară încă de la început, mă doară în piept, am crezut că e oboseală, fumat, mă durea. Dacă mă așezam jos sau mă întindeam, îmi trecea și tot am sperat că e doar o fază. În cardiologie avem 3 simptome care ar trebui să atragă atenția pacientului. Ele sunt, în primul rând, durerea în piept, respirația grea și palpitațiile. O durere seacă, puternică și seacă. N-are nici pulsație, nici nimic. Și nu-ți ajunge aerul. Și o stare de amețeală care probabil vine din cauza durerii continue și puternice. Astfel că de fiecare dată când avem un asemenea simptom, ar trebui să consultăm măcar de primă intenție un cardiolog. În timpul nopții a fost din ce în ce mai rău și până la 5 dimineața m-am trezit soția și am zis, du-mă la un spital bun și repede. Și așa am ajuns aici, la camera de gardă, la Ponderas. Pacienții se adresează în cadrul Spitalului Ponderas atât în ambulator cu programare, cât și prin prezența lor la camera de gardă atunci când este vorba despre o urgență. Evaluăm coronarografic atât pacienți din ambulator care au indicație certă de coronarografie, cât și pacienți cu infarct miocardic care se prezintă la camera de gardă. Avem posibilitatea de a evalua coronarografic în timp cât mai scurt și de a mobiliza întreaga echipă în maximum 30 de minute, fiind capabil de a efectua coronarografie și atunci când este cazul angioplastie coronariană, practic redeschiderea vasului infarctat. Este o investigație invazivă, dar pe de altă parte nechirurgicală, fără tăieturi. Și așa am intrat în sala de operație. A operat, a fost ceva interesant și pentru mine, pentru că anestezia nu e totală. Deci vezi, simți, ești conștient, discuți cu doctorii. A durat destul de mult, sau cel puțin așa e senzația, știi? Dar te simți în siguranță. Activitatea interdisciplinară în acest spital este la cote foarte înalte și e o adevărată provocare să poți să rezolvi într-o echipă complexă cazuri grave, cazuri complicate pe care le primim aici în toate specialitățile. Pentru noi ca și cardiologi, în mod particular, este interesant nu doar să rezolvăm pacienții cu boli cardiovasculare, dar și să ajutăm colegii noștri care îngrijesc pacienți cu alte patologii să reușească să găsească cele mai bune soluții de tratament pentru bolnavi cu comorbidități complexe, inclusiv cu boli cardiovasculare. Avem mai multe criterii în urma cărora putem să recomandăm o coronarografie. Mai ales atunci când în familie există istoric de boală hipertensivă, de patologie cardiovasculară prezentă la vârstă tânără, de exemplu părinți care au avut infarct la vârstă tânără, cresc, dublează sau quadruplează riscul unui adult sănătos sau aparent sănătos de a dezvolta el însuși infarct la vârstă tânără. În egală măsură, cam la aceeași vârstă cu mine, tatăl meu a făcut un infarct. Mi-aduc aminte că situația a fost aproximativ similară, nu exista salvare cu vremea respectivă, vorbim de anii 80, 80 ceva. A trebuit să ducă singur la spital, exact ca în situația mea, s-a internat exact ca în situația mea și s-a operat. Diferența majoră și care demonstrează cât a evoluat medicina și tehnologia, mi-aduc aminte, eram copil pe vremea mea, mi-aduc aminte că a stat în spital 3 săptămâni, a trebuit să stea în spital. Așa era atunci, aia tot ce puteau să facă medicii pentru un pacient, comparativ cu astăzi când
faci exact același infart și după 3 zile ești total sănătos. Sigur că oamenii n-ar trebui să fumeze așa de mult și vedeți că există campanii extinse în toată lumea de reducerea fumatului. Ar trebui ca sedentarismul să scadă, lucru care este destul de greu de obținut. Lumea s-a învățat să ducă o viață comodă. Alimentația are, desigur, un rol foarte important, pentru că de aici vine obezitatea și, cum bine știți, până la discutat de pandemia de COVID, a existat și există încă o discuție lungă despre pandemia de obezitate și de diabet. Cantitatea de sare din alimentație, care e foarte importantă, pentru că, așa cum știm din studiile epigenetice, aportul excesiv de sare poate influența funcția renală, poate influența starea patului vascular și apariția prematură a bolii hipertensive. Pacienții ar trebui să se simtă bine după angioplastia coronariană. Asta e și scopul procedurii, să amelioreze simptomele și în același timp să crească speranța de viață, pentru că avem rol de prognostic. Prin angioplastie coronariană rezolvăm niște leziuni pe arterele de la inimă. Monitorizarea pacientului este foarte importantă. Pacientul trebuie să înțeleagă și noi trebuie să îi facem să conștientizeze că e foarte important să se prezinte la un consult, uneori la o lună, uneori la 3 luni. Deci prevenția primară ar trebui să fie o măsură majoră. Tot ce poți să judeci când ești acolo întins pe masa de operație și el lucrează, e nivelul lui de preocupare pentru tine. N-ai cum să știi dacă ceea ce face el e bine tehnic sau nu e bine. Dar orice om poate să-și dea seama dacă medicului îi pasă sau nu îi pasă. Și dumneavoastră ce asta? Am simțit că îi pasă.